Bună ziua, bine ne-am regăsit. Ne întâlnim astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local pe luna noiembrie. Constat că este într-un cuvorm prevăzut de lege pentru derularea ședinței de astăzi. Vă rog să vă gândiți pentru a face propuneri pentru desemnarea unui prezent de ședință pentru următoarele 3 luni. Propuneți, nu mai întrebați dacă vrea sau nu. Facem propuneri. Doamna Cucu, vrea să fie. Cine n-a fost loc? Avem și noi. Care n-a fost din loc? Da, sunt care n-a fost. Păi dacă o luăm în ordine așa, vă spun imediat. Deci domnul Bibire nu a fost niciodată. Domnul Butunoi nu a fost niciodată. A fost... Da, ba da. Doamna Cucu a fost, doamna Dămo Candele au fost, doamna Dobranuș a fost, doamna, domnul Durac a fost, domnul Hâncu a fost și el, domnul Matieș nu a fost niciodată, nici Pogar Marinel, domnul Secaru a fost, domnul Știu că iarăși nu a fost, domnul Vasilache a fost. Propuneți! Haideți, cine face propunerea? Doamna Cucu. Doamna Marinel. Până la vot. Până la vot, da. Mai sunt, nu mai întâi. Mai sunt alte propuneri? Nu. Așteaptă un pic, Marinel, să ținem vot. Cine este pentru ca domnul consilier Bogar Marinel să fie președinte al ședinței de astăzi și următoarele două? Unanimitate poftiți, vă felicităm, preluați președinte. Suntem cu toți, puteți să începi ședința. Dăm cuvântul domnului primar să citească ordinea de zi. Haideți, vă rog un pic de liniște. Expune din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Parincea pe anul 2018. Punctul 2. Expune din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea strategiei dezvoltare a serviciului social pentru perioada 2018-2023. Și punctul 3. Expune din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de dezvoltare a taxei speciale de salvizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău. Punctul 4, divers. Supunem la vot ordinea de zi. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu unanimitate de voturi. S-a votat ordinea de zi. Trecem la punctul 1. Expun din motiv și proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Parincea pe anul 2018. Dăm cuvântul domnului contabil, Grecu Vasile. Domnul contabil, bună ziua. Astăzi avem rectificare de buget în suma de 60.000 de lei pentru a putea prinde planul de evidență și de cheltuieli. Asigurilor pentru plata facturii de încălzire, pentru beneficiarii care nu se încadrează la legea 46, care că ne beneficiază de ajutor special, conform ordonanței de urgență 70/2018, privind măsurile de protecție sociale. La partea de venituri este capitolul 43.34, subvenții pentru acordarea facturii de încălzire, la partea de cheltuieli, capitolul 68, paragraful 68.510.1, răspundere socială numerară. Având în vedere că a studiat materialul în citare, aștept în părerea dumneavoastră de toate mele murit și de dezbaterea asupra subiectului. Eu vreau da, deci capitolul bugetar se numește ajutoare sociale, pentru că astfel de sume sunt de natură socială. Am înțeles, dar s-au dat în plus de ceea ce era... Nu. E vorba de ajutor de încălzire care se pentru perioada sezonului rece, anul 2018 noiembrie, martie 2019. Asta am înțeles, încălzire, dar la ajutor social. Nu, beneficiarii de ajutor social au primit la finanțe, la întocmirea bugetului inițial. Am înțeles.
Deci asta e separat. Partea de transport de încălzire pentru cei care nu se beneficiază de ajutor social. Eu am activitatea, că a spus, și încălzire și ajutor social. Da, eu cu fel de coincidență de numele paragraf. Da. Da, mulțumesc. Supunem la vot comisia 1. Ce aviz? Prezentarea avizului. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil și comisia 3. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Trecem la punctul numărul 2. Da, la punctul 2 al ordinii de zi am să încerc eu pe scurt să fac o prezentare a acestei strategii privind dezvoltarea serviciilor de asistență socială la nivelul Comunei Faringea, în sensul că această strategie este întocmită și prezentată după un model cadru. Acum, dumneavoastră, dacă ați studiat materialul, să aș propune o discuție liberă, în sensul asistență socială presupune, așa cum știm cu toții, identificarea cazurilor vulnerabile, mediere și măsuri de ajutor social. La nivelul Comunei Faringea, asigurăm asistență socială la cei cu venit minim garantat, așa cum fusese și discuția mai înainte între domnul contabil și doamna consilier Dămoc, în sensul că se acordă ajutoare sociale, DMG-ul, da, așa cum știm cu toții. Se mai acordă ca prestații sociale alocațiile de stat și alocația suplimentară. Mai avem în evidență persoanele cu handicap, care au certificate de handicap gradul 1, 2 sau 3. Și o să trebuiască să ne propunem în viitor persoanele vârstnice, pentru că am văzut și dumneavoastră se încearcă de către guvern să se stabilească niște măsuri și pentru persoanele vârstnice, considerând că sunt veniturile limitate și plus condițiile de viață precare, mai ales în mediul rural. Noi aici, în material, am atașat aceste situații care le avem la nivelul Comunei Faringea, în sensul că este situația cu beneficiarii venitului minim garantat la nivel de comună. Este situația cu veteranii de război care mai sunt și văduvele veteranilor de război care beneficiază de scutire la impozite și taxe prin lege. Avem situația cu toți cei care au venituri scăzute și au beneficiat de ajutorul de încălzire, ceea ce am aprobat la punctul 1. Deci toate familiile a căror venituri sunt scăzute și se încadrează în parametri au formulat aceste cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire începând cu luna noiembrie până în martie inclusiv, toată perioada. Și este lista aici cu toate persoanele acestea. Da. Și să vedem ce mai avem. Da, și mai avem tot așa situații cu persoanele din comuna noastră care se regăsesc în centre de protecție sau în plasament. Deci cam asta presupune acordarea atenției asupra asistenței sociale în comuna Faringea. Tot ce este prins în material cu trei anexe, v-am spus, sunt principiile generale ale asistenței sociale care se practică și se... La nivel de aparat de specialitate, vis-a-vis de proiectul cu organigrama, încă nu l-am trimis la avizare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, așa pe considerentul să stabilim exact cam de ce mai avem nevoie în aparatul de specialitate. La momentul când am luat legătura cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, mi s-a comunicat în mod expres ca compartimentul de asistență socială să fie distinct, în sensul să nu mai fie. El acum este asistență socială, resurse umane, stare civilă și arhivă. Să-l prindem distinct în aparatul de specialitate al primarului, iar acolo, în cadrul compartimentului, să avem funcția asta de asistent social profesionist. Asta presupune că el trebuie să fie înscris în Colegiul Asistenților din România, trebuie să aibă studii superioare de asistență socială. Deci nu ceea ce avem noi. Noi, în aparatul de specialitate, avem două persoane care se ocupă de aceste prestații sociale, dar asistența socială nu presupune numai atât. Și pe considerentul ăsta, ne-am propus ca din cele patru posturi vacante, unul să-l alocăm acolo în acest compartiment de asistență socială și va fi în funcție publică vacantă după 1 ianuarie să scoatem postul la concurs. Deci asta a început să spun. Avem acolo pe doamna Chirilă, care are atribuții prin fișa postului în mod expres pe venitul minim garantat și mai face și alte sarcini care mai sunt cu condamnații, cu ce mai avem noi aici.
și doamna Golea, care este cu studii superioare, dar are studii superioare în domeniul administrației publice, deci nu de specialitate asistent social. Așa, cursul de specializare au, dar nu avem asistent social neapărat de specialitate și o să trebuiască tot așa prin această strategie să ne asumăm cu toții și să avem acest compartiment și știți că o să-l avem și o să fie un post vacant începând cu 1 ianuarie, de acum când o să aprobăm organigrama după ce ne vine avizul de la agenție. Alte probleme dumneavoastră, dacă știți, legate astea, și vă interesează. Da, acum rectificare, în ce constă? Mai concret, așa, în ce constă? Rectificarea, vă spun, chiar vreau să intru în discuție. Ce constă? Deci aceste cereri care s-au făcut, nu mai zic, vă spun și câte sunt, de către cei cu venituri scăzute, deci sunt 197 de beneficiari de ajutor de încălzire. Totalul sumei, am înțeles la domnul contabil, că este 60.000 de lei, da? Da, acești 60.000 de lei vor fi virați la Ministerul Muncii, ne vin în buget în luna decembrie și trebuie să facem plata pentru aceste persoane. La venitul minim garantat, le vine pe cupon, ca așa ajutor social, deci nu trece prin bugetul comunii. Deci asta, asta presupune rectificarea. Da, doar atât. Ajutor de încălzire. Deci nu sunt din banii din muncii. Noi luăm din nou, deci sunt bani care urmează să vină. Și cu asistentul social, și cu asistentul social, deci o parte din salariu va fi asta dacă, tot de la ei. Deci se intenționează la nivel de guvern să elaboreze un act normativ în sensul că autoritățile locale care angajează un asistent social profesionist să aibă susținere la salariu, o parte din acest salariu să fie susținut direct la Ministerul Muncii. Dar dacă o să fim prinși, de-aia am zis că o să trebuie să avem. Dacă nu, o să fie în aparte specialitate din bugetul comunii, cum de altfel sunt și celelalte. Deci nu este specificat că toate autoritățile locale vor beneficia de această facilitate. Să vedem dacă reușim. Da. În altă ordine de idei, noi în buget formează imediat ce începe anul 2019 să ne gândim și la, deci ne gândim de acum, dar să ne gândim să facem proiectul efectiv de buget, nu? Asistența socială știm cu toții că presupune multe. Ei, noi aici la nivel de comună, ceea ce am constatat și eu și în altă ordine de idei și personalul din aparatul de specialitate este pe de o parte și sub coordonarea mea. Nu avem alternative, în sensul că dacă se ivește o situație deosebită cu o familie, cu un bătrân, noi nu avem o alternativă de găzduire, de hrană, de... și ar trebui să ne gândim la fundamentarea bugetului și la aceste soluții. Asta mă întrebam și eu, doamnă, de la Roșca, după câte am auzit, eu lăsat 5 copii. Cum da, să crească și mai avem 5 copii mici. Eu nu știu. Eu cu el o solicitat, el o să aibă grijă de copii. Noi, ce depinde de primărie, îl ajutăm, îi dăm ajutor social. Da, el mai el solicită, el din copiii lui. Deci nu pot, nu pot să iei așa cum vrei. Și dar cine se delegează de la noi? Deci cine? Este, da. De ce sunt monitorizați? Avem toate procesele de urmare. Domnul Vasilachit, acum două săptămâni am avut și alte situații în teren și chiar am fost cu doamna Chirilă la el acasă, era bine, deci nu era băut. Copiii erau acolo, el stă, știți, prea bine, stă față în față peste drumul, sunt părinții lui și bătrâna este dispusă să-l ajute cu mâncare, cu curățenie. Totodată i-am făcut și dosar de ajutor social, ca să mai suplimentăm, se încadrează, să mai suplimentăm un pic și el, deocamdată, și-a dat consimțământul că el are grijă de copii. Și ideea este să fie ajutat el decât să fie luat copiii și dus în buget. Mai curând el să fie ajutat. Și discuțiile au fost așa. El așa a spus. El își asumă și are grijă de copii. O să la momentul când o să consider că nu mă mai descurc, vin și anunț. Acum acolo ar trebui să mai implice chiar și societatea civilă și tot ce se poate din jur. Preferabil ar fi ca acei copii să stea acolo, acolo, acasă la ei. Și el a ajutat. O problemă care o mai avem noi, ceea ce am constatat eu tot așa din discuțiile aici care vin cetățenii permanent și în deplasările din teren, să știți, este o problemă, o fi poate și la nivel național, dar cel puțin la noi am văzut-o, cu alcoolul la femei. Da. Deci este o problemă și stau și mă gândesc, de multe ori nu știu ce o să facem, probabil o să apelăm la organizații non-guvernamentale ceva să ne ajute pentru că este greu.
Am identificat mai multe cazuri. Uitați-vă acum recent, săptămâna trecută, știți, și domnul viceprimar, este o familie Barcan la Năstăseni. Este Nadia de la Călin, de la Milești. La Năstăseni s-a intervenit acolo, soba de aici, din sala de ședință, a fost, nu ne mai trebuia pentru că avem încălzirea cu centrală pe lemn. Și am demontat-o, am curățat-o și am dus-o acolo. Am înțeles că după un televizor, domnul viceprimar a fost dispus pentru că au 5 copii să-l donăm acolo și am înțeles din la cetățeni zilele trecute că teracota este alungată prin curte, televizorul deja l-a dat într-o râpă, că așa. Da, Nadia la Mirești la fel, s-au făcut cumpărături tot așa prin direcția de protecția copilului cu asociații din asta, să o ajute în cuantum sumei de 5.000 de lei să ia sobă. Ea nu are o lingură, o furculiță, facă, într-adevăr, nu are din costigai o femeie cu 9 copii. Vă dați seama? Deci nu are, ea nu există farfurii, castroane, linguri. După atât, într-adevăr, necăjit, foarte necăjit, dar totuși. Și la fel, s-a făcut achiziții, s-a cumpărat sobă, cu toate că ea mai avea o... Da, a fost dusă soba acolo, în casă, la Mirești de Sus, dar din câte am înțeles-o la fel de la doamna Golea, care permanent, aproape zi de zi, a fost acolo și domnul primar a fost și el de câteva ori, acum s-a mutat jos, la Mirești de Jos, la Parfene, acolo. Deci, și bea. Deci, ideea este că și bea, am văzut o băută de câteva ori chiar aici la Varincea. Nu știu cum este și în familie, Adela aia. Ea are o pensie. Cum e? Cine o gestionează? Măcar să știu. Deci intră și ea cum folosește banii? Deci trebuie să ne gândim. Deci deja eu am citat aici. Nu mai întreabă și ce pot să spun spre niciunul. Nu că mă interesează cine ideea ia banii. Ideea mea a fost și discuția este de acum cam de vreo 2 ani de zile. Într-adevăr, era o parte, o soră de ei, Gabi, care au plecat din Italia. Mai plecată, da. Noi atunci, pe considerăm să-și lua pensia și să trezea a doua zi, nu mai avea nimic, pentru că ea nici nu este atât de responsabilă și da. Am înțeles că și ea mai bea. Mai bea, nu era atât așa. Bea, sigur, nu. Deci am luat hotărârea temporar să-i se deschid un cont și suma din pensie, acolo că este gradul 2, ea, să intre în cont și banii aia să fie folosit pentru... Părerea mea este și recomandarea mea a fost de atunci să facem demersuri ca ea să ajungă într-un centru. Pentru că nu are mamă, nu are tată, nu are o... rude până la gradul 4, cât de cât care s-o poate susține. Din câte am înțeles, sunt oameni în comuna Varincea care o iau cu ziua, așa o mai plătesc, îi mai dea de mâncare. Dar banii ei ajută în cont și ea n-a ținut cap. Doamna Vasnaș, deci în momentul, da, în momentul când au luat prima dată pensie, eu intra vreo 6.000, 5.000 sau 6.000 de lei. Când au auzit sora ei, eu venire de acasă ca să ia pensia. Noi am, deci noi am luat pensia, au stat vreo luni de zile la noi aici în caserie, după care eu nu puteam să ținem bani în caserie, pentru că nu se permite legea. După care i-am deschis un cont. Da? Deci dacă noi îi lăsăm banii, ea într-o jumătate de oră a rămas fără bani. Într-un cont când s-a dat bani mulți, da. Din după ei, dacă în contul ăla nu a nimic și ea mănâncă zâng, eu văd cum ea cerșește, ea merge zâng. Ea astăzi la pensia și mâine nu mai avea nimic, pentru că erau în jurul ei la crăjitorul. Deci eu văd, eu cunoară, după asta știu cum faci banii. Cât poți să-i dau ei? Bine, și ce, dar cât în altă ordine de idei, să știți că la nivel de autoritate am luat legătura și am pus în discuții și domnului avocat Finică, cu care noi avem un contract de prestare serviciu, așa cum știți, și l-am rugat să întocmim un dosar în sensul, acum nu știu dacă o să fie declarată persoană iresponsabilă, nu? Și să facem demersuri în sensul de a găsi un tutorie pentru ea. Noi am discutat cu Rudi, ce mai au pe aici, deci nimeni nu vrea. Deci trebuie, noi când, la momentul când facem propunerea în instanță prin anchetă socială, trebuie să facem și recomandarea unei persoane. Ei, sau o altă variantă, tot așa am propusă eu, să facem demersuri, să vedem cum prin Direcția Generală de Protecție a Persoanei să ajung într-un centru. Pentru că, într-adevăr, este un om care... Că tot am văzut că vine mult la... Chica sau cum îi zice? Da, mai vine aici la... Adică să fie ea tutorul ei, să ia banii, dar să-i dea bani de mâncare, nu vrea. Am vorbit, dar nu adică eu asta, dacă mă înțeleg ceva, să spun, una să-i dau zânii 5 lei și să aibă ea ce mânca 20, 10 zile, cât prinde din pensia aia, cât are 200, nu știu cât. Decât să-i faci în 10 milioane și după aia... Ce faci? Luăm un costum sau moare și banii rămân în cont? Eu vă spun ce știu. Că ea doar mi-e frică. Ei, dacă îi faci, ea singur nu se poate descurca. Poți să faci. Dar de cine este un om care se poate descurca zi de zi? Nu chiar așa, nici cum nu o știm. Eu am testat, am fost la munt în câteva zile de la mine și o să știți că... Domnul Vasilea, cum e cu banii aia?
Noi cu banii am vrut să-i facem casă, să-i facem o cameră. I-am spus așa, pe jos, am vrut să-i facem sobă, dar nu vrea, au spus că nu stă acolo. Nu vrea să stea acolo. Ea stă într-o casă părăsită? Da, stă într-o casă părăsită. Și ce s-o dată? Spune că nu vrea. Oferit, dar deci nu vrea. Și nu, ea vrea acolo în care învățat. Să învățat. Să învățat. Să învățat. Acolo. Ideea este că noi, v-am mai spus, de cam de 2 ani de zile de când este în atenția noastră și acest caz, pe lângă celelalte, noi am formulat o adresă către Direcția Generală de Protecție a Persoanelor și răspunsul a fost în sensul că trebuie să fie internată, îi trebuie o groază de documente medicale cu internări, cu să meargă la diverse comisii și abia după aia să poată lua o decizie ca să fie dus într-un centru și din câte am înțeles nici nu vrea, face tot felul de crize, plânge. Nu, ea nu trebuie lăsat așa, trăiască, mai că faptul că a trebuit. Dacă am găsit pe cineva... La cald, adică da, ea nu putea să... Știți că ea mai are o soră care are în centru la Palincea, jos la Palincea. La Miorița, da, mai este. Și acum nu poate fi internat la Miorița. Da, deci ca să fie internat acolo, v-am zis, trebuie să fie internat în spital, medicii să ajungă la concluzia că... Dacă noi avem asistență socială, de ce nu sunt medicatorul ăsta? Să găsim măcar o familie sau cineva, o persoană care zilnic ia să știe că dacă îi spui, știe, să știe că găsești acolo mâncare caldă și plus să aibă căldură acolo unde locuiești, pentru că, într-adevăr, poate o seară, două, doar undeva, dar ia de zi cu zi trebuie să avem în atenție. Deci eu lucrul ăsta am propus. Nu vedeam. Și făcut un proces verbal, nu, că nu e mare lucru ca să știi. Dar ideea este că să știți că vine aici, noi tot timpul așa, care unul altul i-a mai dat câte 5 lei, câte 10 lei, de câte am înțeles, mare parte din banii ăia și i-a de băut. Dom'le, deci eu vă spun, bea da, cafea, știți cum? Zilnic iau cafea, își ia pâinii, am văzut-o, își ia șoberii, nu vă exclud, nu... Da, dar fiind o persoană cu handicap, va trebui acolo la 30 de economici, nu-i mai comercializat la acolo. Dar nu rezist în frig, doamne, dacă fata aia nu bea, moare. Nu să ai încălzuri și cum ai comercializat la alcool la minori și la persoane cu dizabilități. Așa mi s-ar părea normal, da. Dacă are călzuri, vă dați seama. Dar cum? Da, alte discuții, dar trebuie mai sunt. Noi ne confruntăm în ultimul timp cu foarte multe probleme, cazuri sociale. Bătrâni, bătrâni, copii abuzați, mame abuzate. Ideea că ne apucăm să îngropăm oameni morți, primăria, sapă groapă, fă-i pot, fă-i aia, fă-i, cu ajutorul social, cu muncitorii de lei. Implică niște cheltuieli. Haideți să vă gândiți că cu bugetul anului următor să prindem niște sume pentru bătrâni, descoperiți singuri, bolnavi, că n-ale cine face mâncare. Poate că pentru o zi, două, se aducem într-un loc. Asta pe să nu le cheltuie. Ai tu și domnule acasă? Nu. Și mâncare. Nu mă refer. Este o mamă abuzată de soț, bătută. Sau copii abuzați. Vin și stau din sală pe aici. Noi le luăm de aici napolitane și cine mai luăm bomboane și așa mai departe salariații. Lidia, Olga, doamna secretară, toți care mai ridicare, îi văd patru copii, cazul de la Nănești. Cazul de dincolo. Cred. Ideea este alta. Lemn, poate să încălzăm lemn. Eu propun altceva. Unu, avem clădiri vechi în care putem amenaja. În cazul când există o mamă cu copii abuzați. Unde ne? Avem clădiri vechi. Se poate amenaja o cameră, două. Când? Sus, la fosta primărie. Dar acolo e locuită. Dar mai sunt camere. Să știți și cazul ăla de ea, nu-i? Doi, să prevedem în buget bani pentru înmormântări, pentru copii abuzați, pentru... Situații de urgență. O zi, două, ai unde să... 116, care este cea specifică venită nu-i garantată, are articol distinct acolo, pare că articol 28. Este prevăzut în mod expres că pe lângă aceste ajutoare care sunt lunare, Consiliul Local prin hotărâri poate aproba și acordarea acestor ajutoare speciale atunci când se ivesc, dar ca să le putem aproba, trebuie să avem prevederea bugetară. Lasă-mă de fapt. Eu pe rând de tranziție, o zi, două. Am văzut femeia aia să mănești,
două, trei zile, până când s-a hotărât. Ba prea clară pe tot, ba la Mănești, ba să duce la bancă, ba acolo. Domnule, în momentul când ai angajat o cameră sau două, ce zumează acolo, nu e ca nimic pe acolo. Nu, că primești asistența socială, ba acolo, am văzut COVID. Și a trebuit tot timpul numai să faci să angajați. Ei, ideea este că, să știți, trebuie să înțelegem cu toții că dacă o luăm, așa știți prea bine, avem 10 sate în Comuna Varincea, în fiecare sat, dacă o luăm așa din casă în casă, sunt probleme. Sunt probleme, sunt copii necăjiți, sunt copii care sunt neglijați. Într-adevăr, asistența socială lasă de dorit și mi închipui că nu numai la noi, în sensul că trebuie să fim lângă ei, trebuie să avem o structură care nu numai le dăm bani, pentru că banii aia... În două, trei zile ei nu-i mai au și după asta iar sunt necăjiți. Deci vă dați seama dacă la Nadia ea după atâția ani de zile cu femeie cu nouă copii, nu ai tu decât o tigaie, deci nu ai niciun ceaun să faci măbălic, nimic, nici o oală să încălzește apă. Nu mai zic, a fost Lidia, doamna Golea, alaltă ieri la ea și a zis că tare s-a supărat așa, deci după casă, un morman așa de haine și păturele frumoase, frumoase au fost, da, nici acum murdare pregătite să le dea foc. Deci nu se poate așa ceva. Nu știu, să-i educăm, să-i... Dar trebuie... Asigurată consiliere. Deci ea nu spală. Sunt persoane de bună credință care permanent știu care copii îi dau așa și ea efectiv nu spală. Eu m-aș fi gândit și la o altă soluție. Sigur, avem... Nu e nicio problemă. M-aș fi gândit la ideea de a face o evidență corectă și cât se poate fi normală, firească, a condițiilor în care stau acești oameni și să cerem de la buget un anumit fond pentru a le găsi o cantină unde să poată să și atunci când chiar nu au nimic să-și iau un prânz acolo, să le asigurăm ceva, ca să beneficieze și ei măcar pe jumătate cât beneficiază cei care sunt la complexul Mirovița, de exemplu. Sau ceva de genul care să poată să le asigure până la urmă în condiții deosebite, minimul necesar ca să poată supraviețui. Că până la urmă tot nou ne revine sarcina să găsim soluții ca acești oameni să fie aduși la nivelul normal de trai. Da, așa este. Să știți că știm cu toții, după 90 au intervenit aceste ajutoare sociale și care nu încurajează munca. Înainte și stă bine, lucrau oamenii noștri la CAP, la IAS, în construcții, acum mai lucrează, să știți. Să mulțumesc să treacă luna să ia aceste ajutoare sociale. Mai este și alocația asta de susținere, care tot la fel se acordă celor cu venituri scăzute. Și să mulțumesc cu atât. Deci nu mai prea mai sunt navetii și nu prea cu greu și cei care sunt la ajutor social, domnul viceprimar, știi, cu greu vin și reușim să mai facem câteva lucrări. Și nu prea să mai organizează familii să muncească. Într-adevăr, este bine ca în atenția noastră să fie... Eu știu să avem în vedere ceva gen centri de asistență, de hrană, de educație. Și asistență și educație. Da. Degeaba dăm doar bani și doar... Exact. Educație. Pentru că dați seama, dacă ei copiii ăia acasă nu văd că se spală, nu văd că se face curățenie, nu văd că... Se văd doar că se dea alcool, se fumează. Atunci, asta vor face și ei la rândul lor și e păcat că așa suntem puțini, satele din ce în ce sunt mai puțin populate și, într-adevăr, este o problemă asta. De aia am și pornit așa cu discuția. Documentele sunt documente, strategia este pe legislație, dar realitatea, să știți că este grea. Da. Dacă reușim, odată cu fundamentarea bugetului de 2019, măcar o bucățică acolo din buget să fie pentru un centru de zi, ar fi foarte bine, da? Ar trebui să le facă și... Măcar sezonier, dacă nu se poate. Exact, da. Monitorizare la toată... Voluntariat, probabil, iar ar trebui înființat, eu știu, și spiritul ăsta de voluntariat aici, în țară. Da. Ceea ce la țară, nici în oraș nu s-o moară lumea, dar... E greu, pentru că acum tot vorbim anul ăsta de centenar, de unire, de toate astea.
ar trebui și noi, ca oameni, probabil să ne unim mai mulți. Și voluntariatul ăsta nu există. Nu. Eu mi-închipui așa, așa cum ei se mulțumesc și se raportează la aceste sume minime de trai, mai tot și ceilalți se raportează la facem, dar contra cost, contra da. Serviciu. Deci nu prea, mai rar. Da. O să încercăm. Deci, dacă pornim în anul 2019, așa cum am spus, cu acest compartiment distinct, unde o să rămână doamnele care sunt deja angajate cu atribuții pe prestațiile astea sociale, și o să avem și un om care să facă asistent social, în sensul că o să se deplaseze mai des în teren, o să-i monitorizeze mai îndeaproape, să sperăm, o să vină cu propuneri față de domnul primar, față de dumneavoastră Consiliul Local, să sperăm că schimbăm măcar cu câteva grade situația. Să fie înregistrat, să fie statistic. Așa sunt, să știți. Evidența o avem, dar v-am zis. Evidența este una și știu. Vreau la ce familie duci, mă? Dar știu. Da, nu avem. Au evidența. Noi ne știm de toate, dar ideea este că suntem așa... Avem totuși. Ne trezim aici cu neputincioși, în sensul totul se raportează material, trebuie să-l ajut, să iei sobă, să iei pui lemne, să-i faci curățenie. Exact. Neavând prevederea bugetară, nu, ce facem? Facem chetă astăzi, nu ca să le dăm ceva. Dar problema cea mai mare este, apare ce sursă financiară, dar nu poți să le dai lor, că ei nu sunt oameni, dacă ar fi fost oameni capabili să-și gestioneze viața, era în situația asta. Deci vă dați seama, la televizorul ăla de la domnul viceprimarul a ajuns acum într-o râpă, nu? Ce să... Deci nu cred, acolo ești o muncătorie, nu cred. Nu sunt așa, am auzit. În altul ori, idei sunt două săptămâni de zile, s-a dus acolo de la cotă și rămâne, s-o mai aia că nu-i făcută nici la anul. Dacă o facem, trebuie da, să... Dați-mi vreau să vă zic și eu ce. Da. Deci acum, vreo 3 zile în urmă, am fost sunat de la Ministerul Muncii, de o doamnă, prin care mi-a lăsat numărul de telefon și a spus că trebuie să avem o colaborare, pentru că Comuna Parincea este prinsă într-un proiect pentru un centru pentru mami și copii abuzați. Da? Deci n-am vrut să deschid subiectul la ședința asta, pentru că nu știu detalii mai multe. Deci mi-a cerut o situație în care eu i-am trimis-o și acum rămâne să aștept să vedem pașii care urmează. După care o să vedem în fața dumneavoastră și vă informăm cu tot ce dispune de la Ministerul Muncii. Problema bună este că suntem prinși în proiectul respectiv. Înainte de era măguță la sfârșit? Nu. Da, ideea este că să știți nu. Că trebuie să fim conștienți cu toți, indiferent de ce proiect. E vorba acum, nu, nu. Deci, indiferent de ce proiect este, nu asta presupune costuri, presupune teren liber de sarcini, presupune eventual o clădire liberă de sarcini. Deci, o alternativă, în opinia mea, la nivel de comună, sunt clădirile astea ale școlilor unde nu mai funcționează. Există și la Poieni avem, la Milești avem. La mine poate ce se din altul care ce mai bun pentru cel mai vizit. Da, haideți ca să trecem la punctul următor. Avizile, dacă nu mai sunt discuțiile, să punem la Comisia 1. Păi și-o indicistă. Comisia 1. Da, da. De acord. Comisia 1. Eu sunt doi. Nu știu, dar eu sunt doi. Trecem la punctul 3 de zile, spunem din motive și proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de dezvoltare a taxei speciale de salvizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Aici îi dăm cuvântul domnului viceprimar, că este responsabil cu adisul. Uitați că după atâtea aveți zisuri, notificări, s-a ajuns și la punctul final. Ce s-a întâmplat? Aș vrea să vă spun că problemele sunt două, care le departajăm. Să știți de ce vorba. În momentul când s-a făcut studiul de fezabilitate și calculația pentru implementarea programului, datele s-au luat oficiale de la INSS, Institutul Național Statistic. Și spuneam așa,
la nivel de județ, au făcut calculul pentru 708.000 persoane. Asta e în statistică. După inventariere, fiecare comună, fiecare oraș municipiu a spus, domnule, atâta populație am în și a ajuns la 437. De la 708 la 437.000. Atâtea persoane sunt pe care poți să le taxezi. Da. Un exemplu nostru și a ungurilor, ca statistica, poate și mai departe. Ei și-au făcut calcule că vor taxa și vor aduna gunoi și vor taxa pentru 708. Există un coeficient de cogenerare, așa și-au calculat. Băi, atâtea tone pe lună, atâtea tone pe an, eu îmi încasez atâtea miliarde. S-a ajuns la situația asta de nu mai încasează. Sunt 12 miliarde. De asta vă spun că sunt două probleme. O problemă până acum și o problemă de-a întâi nu are acolo. Da. Până acum, și aici sunt problema A și problema B. Adisul, el este care gestionează totul. S-a ajuns la notificare, sechestruri pe conturi, i-au volit conturile, Adisul nu mai are un leu. S-a terminat cu Adisul. Nu mai are un bani, nu mai are un atât au recuperat, 6 miliarde. Diferența se îndreaptă către proprii, către test, către cine? Componența adisului. Toate primăriile. Noi facem excepții, noi nu avem datorii, platele noastre sunt la zi. Problema cu casării, problema primăriei, e altă problemă. Dar sunt comune care nu au plătit de atâta ani. Sunt comune, orașe, municipii, dăbunești, comunești, comunești, sunt în litigiu, în procese. Deci banii care trebuiau virați către ADIS, nu s-au virat. Sunt în litigiu. Ăștia nu știu, n-au mamă, n-au tatăl, execută. Iau două case de avocator în spate, proiectele sunt contracte de așa manieră, nu există. Plătești, aici, aici ne fiind problema noastră. De serviciu prestat, se plătește. Da. Asta e regulă. Da. Nu se plătește, se rezgrează contractul. Da. Deci pe 30 noiembrie, de mâine, expiră, știți că am aprobat noi, celula 2, cu EPASUD. Da. Ei, adică trebuia să-i dea 2,3 miliarde lui EPASUD, pentru depozit. În tariful care îl luăm noi de la oameni și îl virăm la ADIS, o bucățică pentru depozitare, transfer, depozitare, sortare, compostare, acolo, așa. E altă treabă. Ei, așa o așa. De mâine nu vom mai primi gunoi de acolo. Pentru că nu ne așteptăm. Am găsit în presă astăzi că municipiul Bacău a avut contractul cu SOMA. De acum intră municipiul Bacău cu celălalt de 22 de comuni și nu sunt incidența executorului de pe și-o spus, singura soluție, dăm noi banii ăștia la EPASUD ca să se blocheze activitatea. Și vor ca astăzi sau mâine, în presă am găsit soluția. Să plătească municipiul suma asta, da? Ca celula să fie funcțională. Altfel, indiferent dacă e noi... Nu. Vor intra și ei sub incidența asta, în sensul că vor avea datorii către populația de Bacău. Plătesc, începând de la data de aia, și ei vor fi taxați, conform tarifului. Deci asta e prima parte. Da. Se vor recupera sumele. Cum, când și de unde se vor recupera. Da. A doua problemă este ce faci de la 1 ianuarie. Conform graficului de majorare a taxelor, de la 1 ianuarie 2019, trebuia să fie 4,09. Atât ai în graficul calculat inițial. Ca să funcționeze sistemul ăsta, Bacău e a șasele sistem din toată țara. Sunt 6 sisteme de genul ăsta care sunt funcționabile, pentru care și Bacău. Este un merit, totuși, a Consiliului de Țean, a ADIS-ului, că funcționează, deci e prin picioare. Negasul s-a ajuns la încasare, la tarif și la achitare de câte datorii. Deci, v-am spus că sunt două probleme. Una, să recupere sumele anterioare, ca să ieși de sub incidența, să funcționezi, că eu bloca conturile, eu trebuie bani la ADIS. Aia de acolo, eu am fost de două ori până acolo, și ne-a spus totul, oamenii pleacă, caută servicii, nu poți să servicii de afară. Salarul, deocamdată, am luat să duce la executor, pe bază de liste, să pleacă de acolo. Deci, în contul ADIS-ului, nu mai există nu. Doi, sumele care noi le datorăm către ADIS, se deficează către executorul și executorul, până la îndestularea sumei. Care a lucrat, până la îndestularea sumei.
S-au dezbătut acolo și au ridicat tot felul de probleme. Primari, deci primari de municipii, de oraș. Domnule, ce face? Singura soluție este majorarea tarifului de la 1 ianuarie în continuare, în popular. Și cât ar trebui să funcționeze? Ca să poată să funcționeze de la 1 ianuarie, pe actuala populație care e inventariată, deci nu pe 430.000, ca să funcționeze, dacă era la 1 ianuarie 2019 lei pe persoane pe lună, propunerea la, la rural este de 6,82 lei. Majorarea este substanțială. Ori 12, vezi cât este, este 82 lei. La rural. La de persoană. De persoană pe de lună. 80 de lei. La rural este mai mare. Este 30, e, la municipiul Bacău, 15,89 persoană pe lună. Deci 150.000 de lei de persoană pe lună în municipiul Bacău. La rural, la Zoite, pentru că s-o plecat de 15,89. De persoană pe lună. Deci, în mediul rural, când s-a fundamentat planul ăsta de management a deșeurilor, au mers pe principiul sustenabilității. În ce sens? În sensul să suporte municipiul, orașul mai mult, să lăsăm rural mai puțin, din lipsa de venituri și așa mai departe. Și la cât a venit? Problema... 7 lei, cât vine? Deci, pe o persoană, v-am făcut și calculul, este 6,82 lei pe lună, pe persoană. Înmulțit cu 12 luni, ar veni pe an 81 de lei. 81 de spate. 81. Deci 82 de lei, 820 de mii lei pe o persoană. Pe două persoane s-a ajuns la 163 de lei, pe trei persoane 240 de lei, cam 2 milioane pasă. Problema e dureroasă începând de la 4-5 persoane. Că aici, la 4-5 persoane, avem 2 maturi și restul sunt copii. Sau în situația în care n-are nici pensii, n-are nici salariu. Mai ușor suportă un bătrân care are o pensie de 3-4-5 milioane decât o familie în da, care trăiesc din agricultură, prin raza da, comune, și m-au și copii. Nu, dar le măriți alocația, asta zici. Alocația și plătești cu noi. Și nu mai mănâncă. Alocația pe urmă plătești cu noi. Nu mai mănâncă. Au și supliment. Problema este foarte delicată. Deci toată lumea o dezbate. Aș vrea să vă aud punctele de vedere la fiecare. Nu știu ce faci. Doi, soluții ar mai fi. Acolo unde sunt cadrul social cu copii, 4, 5, 6 da. Copii. Că trebuia să știm exact cât din familie avem care de plus 5 persoane. Dar știm, domnule, dacă trebuie... Înainte de a trece la discuțiile dumneavoastră, domnilor consilieri, aș vrea să vă fac eu câteva precizări raportat la acest proiect de hotărâre care este scris la ordinea de zi. Așa cum ați văzut din convocator și invitațiile către dumneavoastră, este hotărât de Consiliul Local care ne propune să aprobăm planul de evoluție a acestei taxe de salubrizare. Ce presupune asta? Noi dacă îl aprobăm astăzi, el se va regăsi pe ordinea de zi la toate autoritățile locale care sunt membri ADIS. Abia după aia, adoptând toate unitățile administrative teritoriale în sens pozitiv acest plan de evoluție, va veni ADIS-ul către noi cu o hotărâre de Consiliul Local în care, într-adevăr, atunci stabilim taxa de salubrizare pentru Comuna Varincea. Deci noi acum nu stabilim taxa pentru anul 2019. Noi stabilim și aprobăm o evoluție a acestei taxe până în anul... 2041. Și, într-adevăr, se vede în acest plan de evoluție o diferență mai mare... raportat, luând în calcul 2018 față de 2019. Deci de la aproape 4 lei ajungem la aproape 7 lei. Dar după aia, dacă v-ați uitat cu atenție în evoluție, nu mai sunt majorări semnificative. Deci vreau să trebuie să știți așa. Dacă astăzi luăm o hotărâre pe acest proiect de hotărâre, nu stabilim încă taxa de salubrizare pentru Comuna Varincea. Toate unitățile administrativ-teritoriale dacă iau o hotărâre în sens afirmativ, abia după aia venim în Consiliul Local și aprobăm efectiv, așa cum am făcut și anul trecut și acum 2 ani, taxa de salubrizare. Este posibil ca din toate unitățile membre ADIS să nu aprobe toate și atunci o vedea. Dacă nu aprobă, funcționează una, dacă nu aprobă, nu se aplică.
Deci noi acum nu, deci la dumneavoastră asta trebuie să ne aprobăm taxa pentru 2009. Aprobăm această evoluție a taxei în timp. Asta este proiectul de hotărâre. Cu asta vine ADIS-ul către noi. Dacă ziceți că e falimentar ăsta, ADIS-ul ăsta, lăsați mai... ADIS-ul, dar rompe studia dumneavoastră. Dar noi nu, cu cine lucrăm noi, domnule? Noi cu rompe studia. Păi și ce avem treabă? El este tristă. Păi, dar ADIS-ul este... Celula toată. Păi și dacă ăsta este deci falimentar... Deci noi mai puternicim pe domnul Vivi pentru... Deci, da, deci totodată... Reprezentantul ADIS. Da? Deci, da? Dacă domnul Vivi va rămâne reprezentantul ADIS, da? Și la cine avantajează că avem reprezentant? Și acolo și ne spune părțile noastre, de exemplu... Nu vedeți? Domnul viceprimar... Deci spuneam că în acest proiect de hotărâre la articolul 1 zice se aprobă evoluția prețurilor taxe de salubrizare conform anexei și acolo avem evoluția pe următorii ani, inclusiv anul 2019 și articolul următor este să împuternicim o persoană și noi ne-am gândit la dumneavoastră. Știți că și în alte discuții am spus așa, că opinia mea este pentru Comuna Varingea să susțineți acolo dacă o să, ori de câte ori mergeți, e propunerea mea. În mediul rural, această taxă să fie raportată la casă de locuit și, să zicem așa, o altă variantă per tonă sau per kilogram, dar cu toate astea cred că ajungem la situația când oamenii o să edite, datorită faptului că îi cântărește gunoiul, atunci ai dispus să nu mai scoată gunoiul. Dar cel mai bine este în mediul rural să fie pe casă de locuit. Nu? Așa. Pentru că atunci, chiar dacă ea o să fie mai mare, o să ne fie greu un an, nu când facem trecerea de la persoană la gospodărie, dar atunci nu avem discuții să mai motiveze pe doamne populația. Deci eu așa zic, când mă duceți acolo, la comuna Varingea, propune și să aveți în analiză acest aspect. Totuși, nu știu cum e doamna secretară, că vă dau exemplu, într-un an, deci nu anul trecut, în anul așa, Bacău, orașul, a fost de locuinți. Deci au pus 180 pe locuință. Deci câte persoane avea, nu conta. Da. Următorul an, vine din nou la persoane. Nu știu cum fac. Sunt membri ADIS. Dar tot nu știu. Nu, nu, nu. Deci nu erau membri ADIS. Deci nu le făceau ADIS. Erau ADIS. Nu, erau șoai. Municipiul Bacău. A, municipiul Bacău. Acum, cu Soma. Era cu Soma, nu erau cu ADIS-ul. Deci, mă repet, dumneavoastră trebuie să știți așa, dacă astăzi noi aprobăm această hotărâre așa cum este venită ea din partea ADIS-ului, nu înseamnă că am aprobat asta. O să așteptăm ca toate autoritățile locale să ia această hotărâre și atunci o să vină și nouă cu propunerea să aprobăm efectiv taxa pentru anul 2019. Dar există și varianta ca toate unitățile să aprobe și într-adevăr să ne regăsim în fața situației că la anul 2019 taxa va fi de 6,80. Da, eu zic că e 100%. La nivel de Consiliul Special, problema este foarte îngrijorătoare, iar domnul președinte a spus așa, dacă vom, nu visam odată că vom ajunge în această situație. Doi, dacă o singură comună, o singură altă sau primără, nu votează tariful să meargă mai să poată lucra în chestiunea, să ajunge la rezilierea contractului, notificarea făcută de 90 de zile. Știți ce presupune? Presupune toată investiția făcută la nivel de județ să o recupereze la OAT-uri. Sunt milioane de euro. Sunt milioane de euro. E o situație tare delicată. Da, în altul ori, de noi trebuie să ne gândim și la așa. Dacă noi, Comuna Varingea, să presupunem prin absurd că nu mai suntem membri ADIS, ne punem întrebarea, noi suntem în măsură să organizăm la nivel local un astfel de serviciu de salubrizare? Acum zicem că îl organizăm, nu? Cu două, trei mașini, că dar unde duci? Da, nu? Da, unde duci? Deci nu, eu, părerea mea este că mai bine să fim într-un sistem de ăsta organizat, chiar dacă mai sunt unele nereguli, eu știu, unele aspecte care mai trebuie lămurite, cât de când suntem asigurați că cineva face lucrul ăsta, nu? Noi îl plătim, dar... Că nu reușim singuri să facem colectarea deșeurilor, sub nicio formă, doar ne știți, domnul viceprimar, domnul va ști când agenția din mediu, când vin prima oară, asta ne treabă, dacă avem un contract de salubrizare. Și suntem amendați, după asta nu, nu avem buget cât de amenzi. Urmează să le plătim.
Acum taxa crește de la Poieni, astăzi ian, în februarie, luna întreagă, în martie, nu a venit. Eu, ca firmă, eu n-am plătit. Nu mi-a luat bună, nu mi-a dat bani. Da. Dar oamenii? La noi, ca firmă, care îmi da aviz, îmi da aviz la fiecare când ia gunoiul, la noi e ok. La noi se plătește. Da. Plătești cu primăria, după care nu plătești. Da, dar nu ia, cum spune, nu, nu faci un serviciu, da. Și ia banii aia. Nu corect nici asta. Da, dar v-am zis, cu părerea mea, cea mai corectă variantă este pe casă de locuit. Taxa și atunci... Au fost propunerile făcute la nivel central, dar nu... Da, doamna Sergiu. Contractul e contract, să schimba. Să zicem că, cum spuneți dumneavoastră, mai fost discuția asta la Consiliul Județean, să dea pe casă. Că dacă pune o taxă de 180 pe casă, pe câte persoane? Deja sunt două persoane singur, și care-i singur și cum dai 180, dar eu sunt singur. Da. Eu am fost singur la apartament. Atunci ai principiul ăsta al solidarității, ca să fim... Că și mai mulți oameni sunt. Că și... Știți cum eu zic nouă. Și acum, așa cum spunea domnul Ciprima, noi avem cazuri când este familia numeroasă și familia numeroasă sunt negăjiți la același timp, n-avem și sursă de venit, și tot în aceeași... Aici am putezit de venit noi. Să știm exact câte familii depășesc 5 persoane, și acolo e de noi. Domnul Vaslache. N-avem voie. Problema mea mai este în altă parte. Deci sunt persoane care au decedat. Da. Nu îi scade. Nu-i scade? Nu. Aud, eu prost de iar. Deci, nu-i corect. Noi suntem înregistrați cu 2001 persoane, da? Și avem cereri o grămadă de discutere. În altă ordine de idei, dacă luăm așa pe evidența populației, ei știu lucrul ăsta, nu? Sunt oameni care și-au făcut domiciliu pe Comuna Parincea. Și oricum sunt mai mulți cei care au venit decât cei care nu mai sunt între noi. Dar e vorba care de locuiesc care locuiesc domiciliu. Nu, locuiesc trebuie să locuiesc, trebuie să locuiesc domiciliu. Trebuie să stea, să facă cu noi. Avem un povestim, dacă vreți. Dacă ai o casă, apăteu? Domnul, dacă e la persoană, nu mai există de nata, nu mai e de persoană. De persoană. Tu vorbești de locuinte. Am zis că o să fie o locuinte, ca să punem pe ei. Da. Și cine plătește acolo? Nu plătește și pe pasta cu noi de două. Așa, mai fi o să fie la linia sfertă socială. Noi trebuie să intervenim noi prin proiectul hotărârii și să susținem aceste familii care, într-adevăr, este greu să... Da, este foarte important cu odorul ăla. Așa este, dacă sunt 5 într-o casă. Da. Dar eu la poartă pune tot o cubelă, cum pune și ăla cu o persoană. Da. Acum, ce să-i faci? Cum? Ei val de 5 ori mai mult? Adică tot atâta cu noi buni cât și vecinul. Da, e cu o medie. Deci asta, medie, asta cred că trebuie, într-adevăr, o medie. Sunt o medie. Doi, apropo de cubelă, s-a aprobat o urmă ședință la ADIS. Următorul proiect. Adisul va contacta că va avea bani, un sac, o firmă de consultanță care ne vor învăța următorul aspect. Să plătești cât arunci. Ei, dar vor veni experți în tema asta ca să ne învețe. Sunt la noi, iar noi, la rândul nostru, să învățăm pe oameni. Exact. Deci, doi, până în 2020, din cantitatea de deșeuri care se adună acum, să spunem 300 de tone pe an, 50% vor fi regenerabile. Da. Separat. Deja cubelele de o tonă sunt puse. Deci va scădea cu noi menajeri și se vor merge în partea alta la regenerabile. Da. Pentru că avem o sursă de energie colosală. Dar asta ar însemna să avem 3 sau 4 cubele la fiecare casă de locuit, să putem face colectarea selectivă. Așa noi n-avem cubele decât pentru gunoiul menajer. Și chiar spuneau reprezentanții Robrestului când vin la avizat avizile, că domne, mă mir, tatăl meu lua hălăciuga din vii și o tăia bucățele și a prindea foc. Și acum oamenii ăștia pun hălăciuga în cubelă. Da. Da, deci... pe categorii și am ajuns să pun un om de la 416, tu răspuns de astea trei. De ce? Omul nu vrea să ia sticla peto, să-l ducă acolo să-l introducă. Îl pune în casă și-l aruncă în rând. Pun la părinția un om, du-te să-l fie, banii de fiecare compartiment. Domnul viceprimar, un alt mandat din partea noastră. Am fost atent la discuția de aici de domnul consilier.
La fel, acolo când vă duceți, să insistăm să ne pună la dispoziții puberii de astea pentru colectarea selectivă. Pe pentru dacă avem numai pentru noi menajeri, oamenii pun acolo de toate. Da, vedeți pentru fiecare gospodă din parte. Nu putem, deci în statele europene, membri, așa există. La fiecare, așa, sunt pubele pentru colectarea selectivă. Sticla este într-o pubelă, carton într-o pubelă, dar la fiecare gospodărie nu așa. Nu, cu jumătate, 50%. Comisia 3. Deci, să știu. Având în vedere că votul nostru deocamdată poate fi consultativ, da. Având în vedere că dacă vreuna din celelalte coparticipante nu dau votul, reluăm. Așa, eu sunt de acord, adică aviz adorabil. Supunem la votul proiectul de hotărâre. Este cineva împotrivă? Da. Hai să zic și eu că sunt de acord. Da. Deci nu e unanimitate. Punctul 4, diversi. Cine vrea să scrie la diversi? Nu am ajuns la fază ca să nu știu ce vorbesc. Diverse, da. Atentul la trebuie, mă trebuie să la divers. Da, haideți ca să încep eu cu diversi, da? Deci, știți, sâmbătă, 1 decembrie, începând cu ora 10.30, începe la Căminul Cultural din satul Parincea. Vă așteptăm. Aveți fiecare, am înțeles că v-au pus invitații cu programul. Da? Începe la ora 10.30 și se termină la ora 13. Alte discuții, dacă vreți, mă întrebați dumneavoastră. Da, la 1 decembrie. 1 decembrie noi de obicei ce sărbătorim? Acum cel puțin că tot anul ăsta sărbătorim centenar. Tot centenar cu unirea. Și-au fost, da, și-au fost pe perioade, pe zile. Aș vrea să spuneți așa, actul unirii votat de sfatul țării la 27 martie. Ea nu este asta. S-a înziarmat. Ce scrieți de aici aici. Da, și asta o sărbătorim pe 1 decembrie. Ei, dar s-o vorbit și, la 27 s-o vorbit martie. Și ieri în ședință, în prim, ce să fim cășat așa. Ce s-a discutat? Unirea asta s-a făcut Basarabia în martie, în noiembrie, Bucovina și după aceea. Și s-a finalizat la 1 decembrie, dacă s-a făcut la urmă aici. Da, s-a finalizat Basarabia, da. Da, asta e, asta era. Iar aici este exact din ziarul de la 1, nu? Așa este, de la 1 decembrie, de la timpul respectiv. Dar vedeți că e cu alte caracterii. Aprobat. Eu așa am citat. Țării de la vremea respectivă. Da, acum a fost un bun plecare, am înțeles eu. Da, da. Mati, Basarabia, după aceea Bucovina. Și eu o problemă. Iar noi, la 1 decembrie, știți ce sărbătorim, nu? În ziua națională. Da, domnul Secaru. A României și... Da. Mă gândeam că asta trebuia să fie aici, ceva cu 1 decembrie. Toți ați constatat că marele eveniment de la Alba Iulia a fost puțin umbrit de moartea unui militar electrocutat din cauza unui tank care a ajuns la sârmele de aici. Pentru că nu e înaltă, înalta are de la 110 în sus, 110 220, 220 așa am auzit. 220 și involți. Acolo nu poate să aibă decât maxim 24,
pentru că astea sunt funcționale, dar nu asta este, nu pentru asta, ci pentru că discuțiile sunt impresioase din punctul ăsta de vedere. Eu spun că trebuie să fim atenți. Noi trebuie să gândim că nu avem nevoie de nicio mortalitate pe teritoriul comunii din cauza neglijenței noastre, așa că e bine ca să luăm în capul treaba asta. A doua problemă era că am fost invitat la Alba Iulia ca să prezint capitolul dedicat de acum, cine dorește să asculte și invers, centenarul poate să asculte. Cine nu, nu ascultă nici cumva. Deci, în ordine de idei, am zis că dau curs invitații, o să merg la Alba Iulia, o să merg fizic sau o să primit doar materialele. Cu ideea și cu gândul ca să-mi fac prezența și la festivitatea noastră. Și aici este nevoie să fim cu toții alături, să fim uniți, să dăm dovadă că suntem uniți. Și, bineînțeles, dacă, așa cum și la nivel național, sunt apreciate aceste elogii asupra centenarului, probabil că și aici vor avea loc, în cadrul festivității, aceste mici dedicații din toată inima acestui înalt, să zic, acestui înalt sărbători. De asemenea, aș vrea să fac o mică paranteză și să spun că în comuna noastră mai există un singur veteran care este aproape de aceeași vârstă cu Marea Unirii. Deci, și el mai are câțiva anișori și face centenar. De asemenea, a fost și titorul comunei într-o perioadă bună când comuna a luat locul 2 pe țară la nivelul de dezvoltare, la toți indicatorii economici și sociali de aici. Bănuiesc că era normal, era firesc ca un om care a participat la cel de-al doilea război mondial și a fost rănit să îi se aducă o mică apreciere cu, cu această mare ocazie, pentru că la urma urmei facem o sărbătoare de unire și nu de dezbinare. Dacă există, știu eu, loc și pentru așa ceva, de admitere, acest lucru a fost propus la lansarea de carte de către poeții și scriitorii care au venit la noi să ne onoreze și puteți da curs acestui eveniment și puteți înscrie, dacă nu, sigur că înseamnă că rămâne la apreciere de care le considerați necesar. Eu fac tot posibilul ca să fiu prezent și eu, atât cu materialul necesar, cât și cu prezența fizică, pentru că îmi doresc de toată inima să fiu alături cu comuna mea la această mare sărbătoare. Deci, ca să fiu mai... ca să înțeleg că asta, ce spune, să fie invitați oameni care bătrâni care sunt trecuți de o vârstă, de 90 de ani sau... Adică nu știi câte zile ar mai avea, dar să bucuri măcar de un moment. Da, eu mă uitam acum că am auzit acolo în sală că cineva a zis, doamna secretar, deci dacă ați avut o curiozitate, timpul disponibil așa să parcurgeți dosarul ăsta cu strategia noastră de asistență socială, aici noi am atașat de la Serviciul Impozit și Taxă toți beneficiarii de scutiri, veterani de război și văduve veterani de război. Și într-adevăr îl regăsim aici pe domnul presecarul Ion, ca fiind cel mai în vârstă, veteran de război, că aici spune și calitatea care o are veteran de război. Și mai avem și văduvele veteranilor de război, care și ele ar trebui să le
avem în atenție. Și mă uitam acum aici, așa, avem la parinția pe doamna Irischie, care este văduvă veteran de război. Și mai sunt și ceilalți, deci lista o avem, deci noi evidența o avem. Dacă dumneavoastră, domnul primar și Consiliul Local, vă propuneți ca în cadrul acestui eveniment de sărbătoare să fie prinse și aceste persoane cu felicitare, cu prezența cei care pot, se pot prezenta, nu este nici cum, nici nu se poate spune greșit, nu? Da. Cum se pare corect, frumos, să fie... Dar cred că trebuia un pic mai de vreme. Deci noi evidența o avem, nu impune mare lucru să identificăm persoanele și știm care sunt deplasabili, care sunt, nu sunt. Numai că în acest interval de ora 10-13 să ne gândim la o oră unde ei pot fi, sau cei care, într-adevăr, sănătatea le permite, poate să asiste la întregul, întreaga sărbătoare acolo, nu-i nimic. Da. În altă ori, nei punctul de vedere este că sunt de invitații noștri, nu? Exact, așa, aș putea așa un pic să ne spuneți cu ce-i vorba aici și ce activitători sunt ei, adică... Cuvânt, deschidere, primirea, invitațiilor. Da, este prezentat programul. Și după, ce invitații avem? Nu să fac, deci am făcut ceva la minute de așteptare. O să vin personal și o să fac un program artistic pentru dumneavoastră, așa cum ați văzut la televiziunea favorită. Sper să vă bucurați. Da, prima dată intră școala cu programul lor artistic, după care domnul Eugen... Vin și copiii la asta, da, zic, da, și copiii de la școală? Da, vin și copiii la școală, normal. Am înțeles. Scurt istorie, cine face istorie? Profesorul de istorie. Profesorul de istorie, va ține la lui o activitate artistice, va fi domnul și apoi de... Nu, întâi copiii de la copiii școală. Copiii de la școală, după ce termină copiii, intră domnul Eugen. Și ați născut ce? Mai concret ce faci? Veniți cu cântor care cântă cu... Eu, dânsul cântă. Deci are sonorizare, cântă... Nu știe? Da? Nu, o să aveți, o să vă gând dumneavoastră special cu dedicația Claudiei, dar nu spun acum. E soția mea aici. Sâmbătă nu vine soția lui domnul. Am un timp foarte frumos. Să ajutăm cu doamna și cu fiii sănătoase, că ne-o filmat acum în practic în tenat. O să vă aduc acum la dedicație. Toate orarele de bine și... Dar nu mai sunt alte, faceți ca să încheiem ședința. Eu voi am ceva. Acum, de când am intrat în dreptul de a exploata gazul natural, doamnă dragă, dacă vreau să zic ceva. Un pic de atenție. Gazul natural din Guinea. Ar trebui să facem și noi un program, un proiect, ca să ni se aducă gazul, ni se aduce și nouă gaz natural. Eu sufer cu lemnele astea de numai de mă dau de atumba și de ce să fac. O să vină și timpul, deci trebuie să ne intrăm într-o asociație. Da, asta da? Să facem. Și va veni magistrala de gaze care pleacă de la Răcăciuni, în Cești, Paringea. Da, deci o să suntem și noi prinși, dar abia să se înființează asociația respectivă, la care o să ne lipim și noi. Noi trebuie să fiți foarte atenți aici când e, ca să putem intra și să beneficiem, că totuși lemnele astea se termină. Deci abia să depusă judecătorie ce înființarea asociației. Deci noi o să ne lipim, o să ne lipim cu Buhorciu, Ungureniu, aici, ieșe de peste vecinii de zona, da. Exact cum era înainte cu Ascul, cu Cești, da, deci, cu Ungureniu. Când o să înceapă programul, atunci o să spunem exact, nici noi nu știm la momentul față ce și cum se face. Întrebări mai sunt? Da? Nu. Ședința, vă mulțumim pentru participare, ne întâlnim la viitoare. Ne întâlnim de 10 iunie.